intonează imnul național al României și se vor executa 21 de salve de tun în memoria eroilor căzuți în luptele din zona orașului Mărășești în vara anului 1917. În aceste momente, aeronave 16 din Zastrarea Forțelor Aeriene Române, în semn de omagiu, au survolat zona mausoleului Mărășești. Thank you.
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izvorbește cel viteaz. Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după marile Ta, ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletelor de drept să se odinesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul celor de mari, Dumnezeu să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și-ai durit viațumii tale, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români jertfiți pe câmpurile de luptă, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea, suspinarea și orice păcat o săvârșit cu lucru, cuvântul, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitori, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău, adevărul Domnului să ne rugăm. Viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român cel drept credincios și lefă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică
martir morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților, întru tot lăudaților apostoli, sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu, ostași români, adormiți pe câmpurile de luptă, în corpurile dreptilor să-i așeze, cu Sfinții să-i odihnească, cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitore. În veci să fie pomeniți, Dumnezeu să ierte, cu dreptul să-i odihnească. Serviciul religios a încheiat. Stimați invitați, onorată asistență, adresăm invitația de la cuvântul domnului Paul Stănescu, vicepremier și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Ostașii Armate Române, doamnelor și domnilor, vă mărturisesc încă de la început că am răspuns fără ezitare invitației dumneavoastră. Este o mare onoare să mă aflu astăzi aici, la Mărășești, într-un loc încărcat de istorie, repel al jertfei românilor care au luptat în primul război mondial sub deviza "Pe aici nu se trece". În urmă cu 101 ani, pe 6 august 1917, începea bătălia de la Mărășești, sub conducerea generalilor Constantin Cristescu și Ieremia Grigorescu. Această bătălie a reprezentat episodul cel mai glorios al primului război mondial și una dintre cele mai mari victorii din istoria militară a țării noastre. Mărășești a rămas un simbol al spiritului de sacrificiu de care este capabil un popor care își dorește întregirea. Iată că astăzi, în anul centenarului, avem ocazia de a onora memoria ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă de la Mărășești și de a aduce un pios omagiu. Le suntem recunoscători acestor eroi pentru sacrificiul, devotamentul de care au dat dovadă, făcând posibil parcursul nostru ulterior ca națiune. Jertfa lor ne amintește că România are forța de a-și îndeplini marele idealuri chiar și în cele mai dificile condiții. Iar astăzi, idealul de atunci ar trebui transpus într-un efort colectiv la nivelul întregii societăți, de a fi uniți în diversitate, deschiși la nou, dar fără a uita și valorifica trecutul, determinați în a progresa și a lupta pentru binele comun. Sunt elemente care ne definesc pe noi ca popor, care ne ajută să mergem mai departe pe drumul pe care deja îl am asumat cu încredere și speranță. Doamnelor și domnilor, sărbătoarea de astăzi trebuie să fie prilej pentru punți între oameni, pentru consolidarea și ilustrarea unei românii moderne și deschise. În prezent, România este respectată în Europa, în lume, în parteneriatele și organizațiile din care face parte și este apreciată pentru angajamentele asumate în spiritul libertății, democrației și a statului de drept. Cred că trebuie să dăm mână cu mână, să continuăm pe acest drum pe care l-am câștigat cu mari sacrificii. Este esențial ca păstrarea încrederii cetățenilor în politicile comune, în valorile occidentale, să rămână obiectivele noastre prioritare. Avem nevoie de responsabilitate, de integritate, de păstrarea valorilor, de încredere. Iar șansa normalității și a prosperității derivă de respectul față de lege, de muncă, față de instituții, tradiții și educație. Astăzi, la sărbătoarea 101 ani de la bătălia de la Mărășești, vă doresc sănătate, curaj și încredere în propriile forțe. Haideți cu toții să iubim România! Doamnelor și domnilor, adresăm invitația de la cuvântul președintelui Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și președintea Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan. Domnule viceprim-ministru, doamnă viceprim-ministru, dragi ministri, domnule consilier prezidențial,
Excelența voastră, domnule ambasador al Statelor Unite ale Americii, doamnelor și domnilor senatori și deputați, distinși reprezentanți ai corpului diplomatic, înalt preasfințiile voastre, domnilor generali și ofițeri ai Armatei Române, onorați veterani de război și veterani ai teatrelor de operații, distinși oaspeți, dragi români, dragi vrânceni. Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru că sunteți prezenți astăzi aici, în altarul eroilor neamului românesc din primul război mondial. Și pentru că împreună putem să ne facem datoria față de istorie și să aducem piosul nostru omagiu înaintașilor care cu prețul vieții lor au scris istoria României mari. Astăzi se împlinesc 101 ani de la începutul bătăliei de la Mărășești, încheiată cu biruința eroică a Armatei Române, care a redat românilor demnitatea de a exista ca națiune și a renăscut în inimile lor speranța în Marea Unire care s-a desăvârșit în anul 1918. Aceste locuri din Vrancea au fost martore la unele dintre cele mai dramatice momente din istoria României, care au inspirat curajoasa deviză a Armatei Române: pe aici nu se trece. Astăzi vă îndemn să ne plecăm frunțile în memoria eroilor care își dorm în glorie somnul de veci în mauzoleul de la Mărășești, pentru că datorită lor și datorită celor care și-au dat viața pe fronturile de luptă de la Mărești, Oituz și în multe alte locuri ale Vrancei, astăzi trăim într-o țară liberă, frumoasă și unită. Cea mai profundă expresie a prețuirii trecutului este să aducem recunoștința noastră sinceră față de jertfa înaintașilor și în același timp să realizăm o construcție solidă pentru generațiile viitoare. Este de datoria noastră să cunoaștem și să învățăm lecțiile pe care ni le-a oferit istoria. Să păstrăm țara pe care ne-au lăsat o moștenire strămoșii noștri și să construim un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Mă bucur să văd astăzi la Mărășești români de toate vârstele, de la copii veniți cu părinții sau cu bunicii, tineri de liceu, până la veterani albiți de trecerea anilor. Sunt mândru că puternicul sentiment național ne-a strâns la oaltă în Vrancea, un loc plin de istorie, unde s-au purtat cele mai importante bătălii din primul război mondial. Aici, la Mărășești, în an centenar, doresc să adresez un apel de unitate către toți românii, pentru că doar fiind uniți, poporul român poate fi capabil să facă față provocărilor care vor urma. Dacă se vor menține dezbinarea și ura în societatea românească, nu vom face bine nimănui. Înaintașii noștri, prin sacrificiile lor, ne-au lăsat cea mai de preț moștenire: dreptul de a ne construi singuri prezentul și viitorul. Suntem liberi să ne dezvoltăm potențialul și valorile prin contribuția fiecăruia dintre noi, putem să trăim într-o țară prosperă și putem să fim mândri că suntem români. Depinde de fiecare dintre noi și de acțiunile noastre din prezent cum va arăta România peste 10, 20 de ani sau 100 de ani. Ce vom lăsa moștenire și noi, noilor generații viitoare. Avem, la fel ca și strămoșii noștri, o mare responsabilitate pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. De aceea, repet, doar uniți în ideea de a pune fiecare dintre noi o cărămidă la construcția a ce înseamnă o Românie puternică și prosperă, putem reuși. Iubirea de patrie i-a însuflețit pe soldații conduși în aprica bătălie de la Mărășești de unul dintre cei mai mari comandanți ai Armatei Române, generalul Eremia Grigorescu, care este înhumat în sarcofagul central din acest mare mauzoleu ridicat într-o slava eroilor neamului. După bătălia de la Mărășești, generalul Grigorescu a vorbit Armatei Române
și a rostit aceste cuvinte memorabile. Timp de aproape 2 luni, prin rezistența îndârjită ce ați opus cu piepturile voastre, la Mărășești și Munceni, năvălirii dușmanului cotropitor, ați făcut să se întunece visurile de cucerire ușoară a părții ce ne-a mai rămas din scumpa noastră țară. La Siret, în focul urii răzbunătoare, nesocotind lipsa sângelui, ați mulț biruința cea mare, ați făcut să reînvie în mintea tuturor amintirea glorioasă a străbunilor noștri. Ați atras admirația întregii lumi. Din sângele vostru se va ridica curat și măreț o țară românească a tuturor românilor. Doamnelor și domnilor, noi, urmașii acestor bravi eroi, ar trebui să prețuim mai mult sacrificiul pe care l-au depus, să le urmăm exemplu și să dăm dovadă că ne iubim țara, pentru că doar prețuindu-ne națiunea și fiind uniți, putem depăși orice obstacole și putem fi o națiune respectată. Dumnezeu să binecuvânteze România! Doamne ajută! Onorată asistență, în următoarele momente are loc ceremonia depunerii de coroane de flori. Se depune coroana de flori din partea președintelui României. Depune coroana de flori din partea Senatului României. Se depune coroana de flori din partea Camerei Deputaților. Thank you.
depune coroana de flori din partea Guvernului României. Partea Curții Constituționale a României. Coroane de flori din partea ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Depune coroană de flori din partea ambasadei Federației Ruse în România. Coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Să-l punem
să te pune coroană de flori din partea Consiliului Județean Vrancea. Doamnelor și domnilor, în memoria eroilor primului război mondial vor fi aprinse torțele recunoștinței. Stimați invitați, onorată asistență, vă adresăm rugămintea de a păstra un moment de reculegere pentru gloria eternă a eroilor căzuți la datorie pe tărâmuri vrâncene în primul război mondial, concomitent cu intonarea semnalului liniște. Onorată asistență, doamnelor, domnilor, în continuare are loc defilarea detașamentelor de onoare. Fața dumneavoastră defilează militarii ai brigăzii 30 grade, Mihai Viteazul.
Acum defilează militarii detașamentului de gardă al Jandarmeriei Române. Muzica militară a Brigăzii 30 Gardă, Mihai Viteazul, vă prezintă onorul.